găsește un dragon, se luptă cu el, îl rănește și dragonul reușește să zboare, rănit fiind, își tărește coada pe pământ și desenează Dunăre. Necredinciosul nostru îl ajunge pe dragon aici, în zona deltei, se luptă, desenează brațele, iar lovitura fatală este dată undeva în capăt, acolo unde noi o să ajungem, după ce plecăm. Astăzi necredinciosul este Sfântul Cavaler Creștin Sfântul Gheorghe, iar localitatea poartă denumirea de Sfântul Gheorghe în onoarea lui.